Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Turiști mămăieni, vi se pregătește ceva, o taxă nouă când mergeți în Mamaia anul ăsta? A fost votată de Consiliul Local, aparent la cererea patronatelor. Ești doar în Mamaia, nu și în partea cealaltă, da, la Mangalia. Constant, nu, e altă. Mangalia, Venus, Jupiter, astea. Toate alea cu planete sunt la Mangalia. Ok, deci doar Mamaia. Constanța e cu Mamaia. Da. Și care e chichirezul când vezi patronatele au cerut să se aplice o taxă de 1%? Ciudat. Taxa asta de 1% din prețul sejurului era deja plătită, dar de hotelieri. Așa zice știrea, așa cum se mută la turiști. Formal. Că practic și înainte, când o plăteau hotelierii, tot turiștii, tot turiștii o plăteau. Bun. Toți banii din taxa turistică ajung în contul unei organizații nou înființate la Constanța, scrie Adevărul. Organizația de management al destinației, OMD, Mamaia Constanța. Președintele acestei organizații este un consilier al primarului Constanței, un domn pe nume George Mândilă. Bugetul total, jumătate de milion de euro anual. Banii oficial vor fi investiți în promovare, în baza unei strategii pentru care se va face achiziție publică. Deci... probabil că suntem la studiu de fezabilitate acum. Da. Patrie, cât mai multă birocrație, cât mai multe sinecuri, cât mai multe parândărături, tovarăși. Și iată ce declară domnul acesta Mândilă. Nu cred că taxa turistică va speria turiștii. Na. Cum să se întâmple? Patronii, dacă exista riscul să sperie turiștii cu această taxă, și-ar fi asumat-o ei. Dar au spus că așa îi va responsabiliza mai mult pe turiști. Deci tu, când te duci la Mamaia, până acum erai totalmente irresponsabil. Dar, când trebuie să plătești taxă de stațiune 1%, bă, băiatule, se schimbă treaba. Adică, brusc, devii atent cu totul împrejurul tău, deoarece plătești taxă. Până acum nu era taxa de 1% și e ca un sălbatec te purtai. Iată ce mai zice domnul Mândilă, cei 1% vor fi încasați la recepție. I-am întrebat pe patroni dacă nu iau un calcul că se vor certa cu turiștii care și-au achitat prin agenții din timp sejurul, iar când ajung la recepție, li se cer banii pentru această taxă de 1%. Și răspunde domnul Mândilă. Mi-au spus că o să o plătească cu drag. O să fie ceva de poveste. Adică, absolut minunat. Eu cred că o să fie chiar sărbătoare. Când turiștii se vor duce și află că trebuie să mai plătească încă ceva, în principiu nu e mult, e 1% din sejur, dar e 1% în plus. Eu sper să trăiesc suficient cât să văd Mamaia aia, că nu se mai duce nimeni în ea. Nu, și spun și de ce. Nu, spun și de ce. Nu poți să zici așa. Oamenii sunt, băi, mulți oameni angajați acolo, nu, să plătesc taxe. Stai, o să înțelegi de ce spun asta. Și-au bătut joc de stațiunea asta în toate felurile. I-au pus bariere, i-au pus taxe, îți ridică mașina că o parchezi bine, că nu mai parchezi bine, pun taxele alea pe zi, pe lună, pe săptămână și așa mai departe. Au mai făcut și plajele. Voi ați văzut plajele alea de la Mamaia? Da, am văzut, e nenorocire ce cu plajele. Pe care le-au refăcut anul trecut sau cu 2 ani când le-au refăcut. Și acum sunt căzute. Au ceva de genul ăsta. Ele sunt pregătite în următoarele 10-15 milioane de ani, se vor face din nou cu nisip fin. Da. Așa cum a fost nevoie de 10-15. Acum bordură pe plajă. Mamă, este... practic. Pentru ascultătorii care nu știu despre ce vorbim, sunt niște reportaje la Mamaia, în anumite părți, acolo unde au fost lărgite plajele. Aparent, apa a erodat o parte din mal și... sunt bucăți care au căzut 1,70 m, da, cam așa, spre, deci, 2 metri. Mergi pe plajă înspre mare și din nisipul fiind de altă dată ajungi pe scoici, uh-huh, și mormane și este un val, o tranșee. Un val de pământ, 1,5 m, ca să ajungi la apă. Este ceva incredibil. Eu la asta m-am referit, că nu se va mai duce turistul acolo ca să-și bage oamenii mințile în cap și să lase stațiunea aia în pace, pentru, da, că practic tot ce au bătut joc de ea. Bun, am înțeles că malurile astea de scoici de 1,5 m vor fi cumva nivelate până începe sezonul. Dar pe cuvânt... cu ce le nivelează? Cu grenadă? Cu ce? Că nu înțeleg. Bage pluguri, tractoare, dar asta a devenit perla litoralului românesc, o stațiune în care în fiecare primăvară trebuie băgate tractoarele și construită o plajă, că altfel și până la sfârșitul sezonului se face la loc cu maluri și cu scoici. Serios, și nu cred că mai poate fi remediat asta. Adică aici s-a dus papa. Da. Poate de aia cresc altele. Înțeleg. Așa că taxa asta de 1% vine numai bine. Turiștii, da, o să fie fericiți, să o plătească și să plece. Încă o cheie care ne-a fost făcută nouă ca nație, de olandezia sau ce sunt care ne-au făcut plajele, nu? Habar n-am, nu știu.
Că erau niște vestici. Erau vrut să distrugă turismul aici la noi, la Mamaia, și ne-au extins plajele stricate, uite. Au venit olandezii, au ei plaja lor. Plaje defecte. Tu știi că atunci când spui asta, sunt unii ascultători care chiar te cred. De eu ce să le fac? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.